Bună ziua, deschidem acest vlog în Parcul Sportiv din Brașov. Bine ați venit la Onomaterea Cristina Around the World. Încă nu avem un plan unde vom merge astăzi, evident împrejurul Brașovului, că doar suntem de aici. Aveam un plan să mergem la niște fortificații din Rodbaf și Crisbaf, dar am văzut pe Google că sunt închise temporar. Nu știu dacă se bate în drumul până acolo, că este drumul spre Sighișoara. Dar ne vom gândi și vom face o surpriză. Stați cu noi, arătăm niște imagini din parc și vedem mai departe. După cum puteți vedea, am ajuns la o altă fortificație din zona noastră, biserica fortificată din Călchiu, însă păstrează tradiția a fi închisă. Un lucru foarte trist, dar văd acolo furbezuhe, adică pentru vizită sună asta un număr de telefon care nu se vede, este un număr șters, deci n-aș putea nici de cum să ajung la acel număr de telefon ca să sun pe cineva să deschide biserica pentru vizită. Poate duminica este deschisă, nu știu, noi am ajuns doar sâmbetele în zonă, însă am în spate această fortificație din Transilvania, construită în secolul al XIII-lea, apoi refăcută în secolul al XV-lea, în 1804, care păstrează cel mai mare altar din Transilvania. Un lucru foarte interesant de văzut, însă, din nou, trebuie, este doar cu vizită programată, evident că dacă aș suna acum nu ar veni nimeni într-o jumătate de oră, o oră să-mi deschidă mie. Dar, da, nici online nu găsești aceste informații și trebuie să vii tot timpul până la fortificația anume, să iei numărul de telefon de pe gard. În cazul ăsta este foarte greu de șifrabil și nu văd până acolo. Și apoi să suni și să faci o programare prealabil. Cam acestea sunt informațiile pe care găsite pe Wikipedia despre această biserică. Deci cam așa arăta altarul bisericii evanghelice și așa arăta amvonul. Este clar că dacă mergem la alte fortificații și alte biserici din comunele acestea de împrejurimile Brașovului, o să se respecte această tradiție cu pentru vizite sunați la un număr de telefon. Încă un lucru interesant de menționat este că în turnul bisericii se află cel mai vechi clopot din țara Bârsei, datând din anul 1434. Uitați și avionul care a decolat a decolat din aeroportul din Brașov. Celelalte trei clopote, tot din bronz, au fost confiscate în timpul primului război mondial în scopuri militare. Am ajuns și la o altă fortificație din zonă, biserica fortificată din Vulcan, însă se pare că aceasta este în restaurare, totul este închis. Vedem aici zidurile. Încercăm să găsim o intrare. Am vorbit cu un domn, ne-a spus că putem da de un număr de telefon. Acestea sunt zidurile bisericii. Trebuie să înconjurăm biserica și găsim undeva intrarea, dar noi nu o găsim nicăieri. Și ne-a spus să vorbim la farmacia din fața bisericii, poate ne poate da un contact la care să sunăm. E foarte complicat să vizitezi în ziua de azi o fortificație, poate doar cetățile renumite, dar cele mici mai puțin știute nu prea. Stați aici, 1978. Deci puteți observa și turnul bisericii.
1996, am văzut că au fost lucrări de restaurare în 2018. Cam atât putem vedea de afară. Am ajuns și la biserica din Cristian, biserica predicată în Cristian. Aceasta chiar este impresionantă. Însă dezamăgirea maximă este că numerele de telefon puse, ba nu sunt alocate, ba nu le vezi, ba nu-ți răspunde nimeni, te îndrumă spre, mă rog, o casă în care, o casă parohială, care nu are intrare, nu are sonerie. Ce mi s-a părut dubios la biserica din Vulcan, de exemplu, uitați aici arhitectură, uitați puțin zidurile. Uitați-vă ce comori avem în România pe care le... Dacă noi, ca români, ne putem descurca să le vizităm și nu dăm de persoanele de contact, dar ce să zică un turist care nu vorbește limba română și care nu poate vizita și ar vrea să viziteze fortificațiile din Transilvania, așa că sunt extrem de frustrată din acest punct de vedere. Și este un mare minus pentru turismul din România, pentru că avem niște biserici care cu siguranță se vor mai construi nici sute mii de ani de aici înainte și care au rămas așa. Eu, spre exemplu, dacă aveam o cheie, eu personal, dacă aveam o cheie să vizitez biserica și vedeam un om care chiar vrea să promoveze aceste locuri, să ia uitați ce apă, dacă cerul curge în spatele meu. Și era cineva care chiar, minunată biserică, nu? Pe care vedeam binevoitor, care vrea să primeze puțin în cinta bisericii sau să vadă zidurile cetății, pentru că sunt niște opere inestimabile. I-aș fi spus, da, uite, îți deschid eu, te las să tai o tură în incinta bisericii, măcar să admiri arhitectura, să faci două, trei poze, să filmezi puțin. Nu cred că se întâmplă absolut nimic. Dar, din păcate, da, noi nu prea știm să ne promovăm țara și să este un mare, mare, mare minus. Dar, cred că după ce am jucat astăzi la biserica fortificată din Hălchiu, din Vulcan, și acum în Cristian, unde este și o expoziție minunată în incinta ei, o să mai încerc să spun la numărul de telefon, poate chiar răspunde ceva și poate chiar putem vizita. Dar dacă îmi spune că poate veni în 2-3 ore, ar fi undeva prea complicat să aștept cu copiii. La ce concluzie am ajuns eu este că nu voi mai continua această serie a fortificațiilor din Transilvania, pentru că vreau să vă arăt fortificații mai puțin cunoscute. Una este să mergem la cetatea Râșnov, Rupea sau alte cetăți din zonă, Feldioara, cum am fost în principiu weekendul trecut, pe care le știe cam toată lumea și pe care le poate vizita. Vreau să vă arăt și aceste biserici fortificate, foarte vechi, luterane, evanghelice, ale oamenilor care locuiau înainte aici și care cred că ar trebui să fie deschise. Adică, na, cel puțin ne propusesem, spre exemplu, să mergem și la muzeul secuiesc din Sfântul Gheorghe, dar la fel, eram într-o sâmbătă trecută ora 4 și fix la ora 4 închidea acel muzeu, dar acolo vom reveni, este taxa de intrare undeva la 25 de lei și este chiar un muzeu minunat din Sfântul Gheorghe și noi suntem foarte aproape de Sfântul Gheorghe, la 15-20 km de Sfântul Gheorghe, așa că da, probabil vom mai reveni pentru muzee, dar pentru biserici fortificate voi încheie aici această serie de vloguri. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați un like și un subscribe, mie mă ajută foarte mult, iar cu toată vă foarte mulțumesc! Ce mai de menționat? Asta din Cristian, într-adevăr, am văzut că avea și o expoziție de mozaic în incinte. Era un număr de telefon, însă fiind sâmbătă, după amiaza, fiind destul de târziu, probabil duminica ai șanse mai mari să o vizitez. Nu știu exact cum funcționează la bisericile astea fortificate luterane. Ce mi s-a părut dubios și vreau să spun la biserica din Vulcan este că au ieșit două doamne mai în vârstă din incinta cimitirului, probabil de pe poarta cea fortificată, au încuiat poarta după ele, deci probabil cei care au acolo pietre funerare și merg să-și plângă morții au cheie și încuie, dar când le-am întrebat cum putem da de doamna pentru a vizita biserica, am spus că ele nu știu, că intrarea trebuie să fie undeva mai înainte și nimic, adică nici măcar bunul simț de a ne spune, mă, uite, noi avem o cheie, sau să ne îndrume, sau să ne dea mai multe informații. Mă rog, probabil nici doamnele nu știau, fiind și foarte în vârstă, nici nu păreau a vorbi română prea bine, deci, na, probabil erau dintr-una dintre minoritățile din România, însă, da, mi s-a părut puțin
Uitați aici. Ce superbitate. Mamă, dar ce zid durare și cum sunt urcate lianele astea, zici că... Ar trebui să o putem vizita, nu? Ia să sunăm la numărul de telefon. Asta e chiar frumoasă. Zidurile astea mi-amintesc de un conac așa din Marea Britanie, din ăla bântuit.